Eveniment caritabil de amploare duminică la Reghin. La inițiativa unui restaurant din municipiu, cu sprijinul unui grup de șef și cu participarea sute de persoane, Sergiu Varodi a fost ajutat. Tânărul de 21 de ani suferă de leucemie și are nevoie de un transplant de măduvă, care este în plan a se realiza la o clinică din Italia. Oamenii s-au adunat pentru a-și manifesta sprijinul moral și material față de acest caz. Acțiunea a fost presărată cu momente artistice, iar deliciul publicului l-a făcut meniul gătit special de un grup de șefi, pe care cei prezenți i-au recunoscut din emisiunile concurs TV la care au participat. Este o virtute a dărui și a face bine, dar nu ține neapărat de credință. Ține de eul personal al fiecăruia. Din punctul meu de vedere, dacă noi facem bine oricărui alte persoane de pe acest pământ, binele acela ni se întoarce. Am încercat să venim cu niște preparate tradiționale pentru simplu motiv că ar trebui să înțeleagă toți participanții ceea ce mănâncă. Pentru că altfel, de multe ori ne întâlnim cu situații în care probabil clienții nu sunt obișnuiți cu anumite preparate și atunci nu știu să aprecieze. Iar preparatele tradiționale, din punctul meu de vedere, le cunoaște toată lumea și le apreciază toată lumea. Nu este prima dată când facem astfel de acțiuni și vom mai face. Ideea este de a ne întâlni toți și, să zicem, să ajutăm cât putem. Satisfacția este și mai mare când vezi rezultatul. Adică oamenii vin, au răspuns pozitiv la această inițiativă, au venit pentru Sergiu, nu au venit pentru noi. Pentru munca noastră nici nu contează atâta timp cât oamenii au venit pentru Sergiu. Asta ne-a fost scopul și ni l-am atins, se pare. Le mulțumim din suflet tuturor celor care au participat la acest eveniment și oamenilor care au venit cu greu cum au putut să vină, dar au venit pentru Sergiu. Familia lui Sergiu a mulțumit celor implicați în actul de binefacere, iar Sergiu, prezent în mijlocul celor care îl susțin, a transmis tuturor un mesaj de recunoștință. Mă simt emoționat, dar în același timp mă simt binecuvântat văzând atâta lume alături de mine și atâția susținători și oameni cu suflet bun care mă ajută. Eu le mulțumesc tuturor, le mulțumesc șefilor, bucătarilor, le mulțumesc tuturor celor care au venit, tuturor celor care s-au implicat în acest eveniment și care mă ajută și financiar și moral, în primul rând, pentru că efectiv simt că îmi dau putere și că mă ajută să merg mai departe. Și cu nădejde în Dumnezeu sunt convins că totul va fi bine și mergem mai departe. Dragi reghineni, dragi mureșeni, dacă pot să-mi exprim așa, vă rog din suflet să-l ajutați pe Sergiu, să donați care cât aveți, pentru că fiecare bănuț pe care dumneavoastră îl donați și îl puneți în cont, contează foarte mult pentru el. Să dea bunul Dumnezeu să nu aibă nevoie de acești bani și să-și revină de la sine și cer eventual tuturor preoților din Reghin să se roage pentru Sergiu și să dea bunul Dumnezeu să ne mai întâlnim la evenimente, dar nu de așa natură, la evenimente cu bucurie în suflet și cu fericire și zâmbet, bineînțeles. Cei care doresc să-l ajute financiar pe Sergiu Varodi pot face și donații în contul deschis de familia sa, special pentru acest scop.